Cântecul folclorii cununa Bărăganului din Săveni, vă spun bine ați venit celor care v-ați alăturat mai târziu manifestării noastre. Sunteți la sărbătoarea recoltei 2019, sărbătorim așadar roadele toamnei, roadele pământului muncit și oamenii gospodari, producătorii noștri pe care îi vedeți dincolo de scenă, în piață, cu tarabele încărcate, special pentru dumneavoastră, pentru cămara de toamnă. Și ca totul să meargă cu voie bună la sufletele dumneavoastră, continuăm programul nostru artistic cu o altă laureată. Nu înainte de a-i mulțumi Andradei Diduruș, care se retrage acum în mare glorie, pentru că ne-ai convins cu tinereța și cu energia videoclipurilor tale de muzică ușoară, dar dacă astăzi ar fi fost un concurs, cu siguranță că ai fi fost o mare câștigătoare. Ne-a plăcut vocea ta și ce am auzit aici pe scenă, cred că și dumneavoastră. Ne plac și dansatorii, ei vor mai rămâne alături de noi pentru că mai au pentru dumneavoastră două suite. Dar invit în scenă o altă laureată care vine puternic din urmă, dintr-o generație care este pregătită la Palatul Copiilor din Slobozia, Sofia Carmen Boitan. Nu doar că a câștigat inimile juriului de aici din Slobozia la concursurile la care a participat, dar a făcut-o de curând în Azuga la Festivalul Festivalurilor organizat de Mihai Trăistariu, unde fata noastră, permiteți-mi să spun așa pentru că este slobozeancă de-a noastră, a câștigat premiul întâi și trofeul la categoria ei de vârstă, 12 ani. Carmen, Sofia Boitan, în fața dumneavoastră. Bună ziua și bine v-am găsit!